Anticipăm într-adevăr, deoarece majoritatea produselor farmaceutice, în special soluțiile perfuzabile și medicamentele, în mare parte sunt livrate sau au fost livrate până acum în Republica Moldova prin portul de la Odessa, inclusiv datele de la Ministerul Sănătății de azi dimineață de la punctul focal, rezerve de medicamente în Republica Moldova sunt pentru o lună de zile. Anticipăm o posibilă criză de medicamente, de aceea solicităm autorităților centrale, Guvernului și Ministerului Sănătății, să permită conducătorilor instituțiilor medicale, în special din municipiu, fiindcă aici vom avea cea mai mare presiune, solicităm să se permită procurarea imediată, prin proceduri simplificate, prin derogare de la legea de licitații, a acelor medicamente, produse farmaceutice, bunuri medicale, care încă mai este posibil de le procurat.